În Hristos, natura umană creată e îndumnezeită până la ultima ei desăvârșire, căci întru El locuiește, trupește toată deplinătatea dumnezeirii, după cum spune Sfântul Apostol Pavel. Cele două naturi rămân în El într-o unire atât de desăvârșită, încât exclude orice diviziune. Hristos este unul, un singur Dumnezeu om. Ceea ce în El a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, a atins în veșnicia vieții divine asemănarea desăvârșită, astfel încât în Hristos cel înviat nu mai există după înălțare nicio dualitate, dualitate ale cărei urme le vedem încă în viața sa pământească până la sfârșitul ei. Ne gândim înainte de toate la rugăciunea din Ghețimanii. Părintele meu, de este cu putință, treacă pe alături de mine paharul acesta, dar nu cum voiesc eu, ci precum voiești tu. Și la strigătul de pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? În limitele vieții pământești, natura umană a lui Hristos, deși enipostaziată de cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi, apare încă drept perfectibilă. Înainte de a se împlini toate cele scrise despre El, firea sa omenească se găsea în starea de creștere, suferea ispite, și aceasta până la agonie. O anume diviziune era prezentă în El, fie și numai din pricina incomensurabilității celor două naturi ale sale. După înălțare însă, această incomensurabilitate dispare și Hristos devine egal lui Dumnezeu, șezând de-a dreapta Tatălui, desigur, nu după ființă, ci după energie, după act. Păstrăm intenționat tăcerea asupra momentului ipostatic, căci cuvântul cel veșnic și necreat, Hristos, a rămas ca atare și după întrupare. Hristos e temeiul de neclintit și criteriul ultim al învățăturii antropologice a Bisericii. Ceea ce mărturisim despre umanitatea lui Hristos e indiciul providenței divine, veșnice, privitoare la om în general. Împrejurarea că în Hristos omul, ipostasul era Dumnezeu, nu micșorează cu nimic posibilitatea urmării exemplului său pentru oamenii cărora li s-a asemănat întru totul. Dacă e adevărat că Hristos e Fiul omului, de o ființă cu noi, urmează de aici că tot ceea ce El a săvârșit în viața sa pământească trebuie să fie deopotrivă de accesibil celorlalți fii ai omului. Dacă îl recunoaștem ca măsură a tuturor lucrurilor, trebuie să admitem și că toate cele afirmate despre umanitatea lui Hristos omul reprezintă plinătatea posibilităților naturii umane în general. Dacă mărturisim îndumnezeirea sa de plină și desăvârșită, atunci trebuie să sperăm în aceeași treaptă a îndumnezeirii și pentru sfinți în veacul viitor. Dacă n-ar fi așa, Hristos nu ne-ar fi dat porunca de a fi desăvârșiți precum Tatăl nostru cel din cer desăvârșit este. Dacă cineva s-ar îndoi de aceasta, îl vom întreba: cine cunoaște mai bine planul primordial al Creatorului și posibilitățile reale ale naturii umane? Cel care a creat-o sau noi înșine? De aceea cuvântul care a asumat firea noastră și a arătat în ea desăvârșirea a spus: îndrăzniți, eu am biruit lumea. Biruitorului, lui îi voi da să șadă cu mine pe tronul meu, așa cum eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe tronul său. După mărturia părinților bisericii, moștenitorii împărăției ajung la viața dumnezeiască și aceasta n-are nici început, nici sfârșit, fiind în afara timpului. Fără a nega incognoscibilitatea lui Dumnezeu, părinții vorbesc despre o participare la o dumnezeire în veacul viitor, când ceea ce îi în parte se va desființa, și afirmă că e cu putință omului să atingă plinătatea desăvârșirii. Aceasta înseamnă că cei ce se împărtășesc de viața veșnică devin și ei veșnici, nu numai în sensul unei prelungiri infinite a vieții lor, ci și în aceea că devin fără început. După Sfântul Grigorie Palama, pe cei ce se împărtășesc de energiile necreate și lucrează împreună cu ele,
Dumnezeu îi face prin har Dumnezei fără început și fără sfârșit. Totuși, această viață fără de început nu trebuie concepută ca o transformare a naturii create în ființă dumnezeiască, ci ca o comuniune cu actul veșnic al lui Dumnezeu, comuniune care nu desființează hotarul de netrecut dintre ființa Creatorului și cea a creaturii. În timp ce toți părinții mărturisesc incognoscibilitatea și transcendența ființei divine, modul lor de a concepe viața veșnică a ființelor raționale create și gradul îndumnezeirii lor nu este întotdeauna identic. Unii dintre ei concep participarea la împărăție ca un urcuș infinit spre desăvârșirea absolută, alții, dimpotrivă, o descriu ca pe o odihnă veșnică. Aceștia din urmă socotesc că orice existență caracterizată printr-o devenire nu este încă desăvârșirea integrală. Mare ascet și teolog, Sfântul Maxim Mărturisitorul ne vorbește și el despre chemarea noastră supremă, care este atingerea măsurii plinătății lui Hristos. Sfântul Maxim spune: câtă vreme este cineva în viața aceasta, chiar de-ar fi desăvârșit după starea de aici, și în fapte, și în contemplație, are numai în parte cunoștința, prorocia și arvuna Duhului cu plinătatea însăși. Dacă va ajunge, după isprăvirea veacurilor, la sfârșitul desăvârșit, când se va arăta celor vrednici față către față însuși adevărul de sine stătător, nu va mai avea numai o parte din plinătate, ci va primi prin împărtășire însăși plinătatea harului. Căci vom ajunge toți, zicea Apostolul Pavel, la starea de bărbat desăvârșit, la măsura vârstei plinătății lui Hristos, întru care sunt ascunse comorile științei și ale înțelepciunii. Arătându-se aceasta, ceea ce e din parte va înceta. Între sfinții părinți, unii vorbesc mai mult despre posibilitatea și necesitatea pentru om de a atinge cunoașterea desăvârșită a lui Dumnezeu, fapt prin care sunt în deplină conformitate cu spiritul Noului Testament, în timp ce alți dascăli ai bisericii subliniază mai curând momentul necuprinderii și inaccesibilității lui Dumnezeu. De aici, concepțiile acestora din urmă despre teologia mistică și vederea lui Dumnezeu în întuneric. În Noul Testament nu întâlnim termenul de întuneric în legătură cu arătarea și cunoașterea lui Dumnezeu. Nu spune oare Sfântul Ioan că Dumnezeu este lumină și că întru El nu-i niciun întuneric? Întunericul apare în terminologia creștină în cursul secolului al IV-lea. Marii părinți capadocieni au recurs la el pentru a respinge pretențiile nebunești ale anumitor eretici, care socoteau că ei cunosc însăși ființa lui Dumnezeu. În lupta cu acești eretici, părinții, grijulii de a păstra unitatea logică a argumentelor lor privitoare la incognoscibilitatea ființei divine, au numit-o pe aceasta din urmă Întunericul Divin. Ca și Sfântul Apostol Pavel, vom oferi acum o hrană tare potrivită celor desăvârșiți. Să ne amintim că Dumnezeu, vrând să facă cunoscută moștenitorilor făgăduinței sale neschimbabilitatea planului său, s-a angajat printr-un jurământ ca noi să fim încurajați în a ne ține cu tărie nădejdea care ne-a fost dată. În aceasta avem ca o ancoră a sufletului nostru, sigură și solidă, și care străbate dincolo de catapeteasmă, acolo unde a intrat ca înainte mergător al nostru Iisus, devenit în veci arhiereu după rânduiala lui Melchisedec. Fără îndoială, Avram era mai mare după făgăduința care îi fusese făcută lui de către Dumnezeu, dar acest Melchisedec, care a venit în întâmpinarea sa și l-a binecuvântat, era încă și mai mare decât el. Apostolul spune despre el: vedeți deci cu cât mai mare este cel căruia Avram i-a dat zeciuială din bunurile sale, Melchisedec, regele Salemului, preot al Dumnezeului celui preanalt. Scriptura nu ne vorbește nici despre tatăl său, nici despre mama sa, nici despre urmașii săi. Apostolul spune că Melchisedec, al cărui nume înseamnă rege al dreptății, este și rege al Salemului,
adică rege al păcii. E fără tată, fără mamă, fără genealogie. Zilele sale n-au început și viața sa n-are sfârșit. Asemenea, întru toate fiului lui Dumnezeu, el rămâne preot în veac. Aceste cuvinte pe care le-am extras din Epistola către Evrei ne îngăduie să precizăm care e sensul vieții noastre, care e chemarea noastră și care sunt posibilitățile noastre pentru a acționa în această lume într-un mod potrivit ființelor raționale. Apostolul spune despre Melchisedec că e fără tată și fără mamă, fără genealogie și fără început, nu pentru că n-ar fi avut nici tată, nici mamă, nici genealogie, nici început, ci pentru că era chipul lui Hristos care urma să vină. Aceste expresii au însă și un alt sens. În comentariile sale, Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că orice om poate deveni fără tată, fără mamă, fără genealogie, ca Melchisedec. Deci tot cel ce și-a omorât mădularele pe pământ, zice Sfântul Maxim, și-a stins cugetul trupesc și s-a scuturat cu totul de afecțiunea față de trup, prin care iubirea datorată de noi numai lui Dumnezeu se împarte, și și-a tăgăduit toate semnele afecțiunii trupului și ale lumii pentru harul dumnezeiesc, încât să poată spune cu fericitul Pavel: cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Și celelalte: acela s-a făcut ca marele Melchisedec, fără tată, fără mamă și fără neam, nemai având cum să fie ținut sub trup și fire, pentru legătura ce și-a câștigat-o cu Duhul. La un astfel de om, cunoașterea, adică cunoașterea lui Dumnezeu, se transformă în act și actul este pătruns cu totul de cunoașterea lui Dumnezeu. Numai acesta a găsit calea adevăratei cunoștințe. Dar cel care nu are decât una din aceste două lucruri, sau actul neînsuflețit de cunoaștere, sau cunoașterea nepusă în lucrare de act, și-a făcut un idol și n-a găsit calea cea adevărată. Dumnezeu nu este tată decât celor care dau mărturie prin însăși viața lor, de nașterea lor de sus. Căci Dumnezeu nu se preamărește numai în cuvinte. Sfântul Maxim mai spune despre Melchisedec astfel: el a fost descris ca fără tată, fără mamă, fără neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, precum a lămurit despre el cuvântul adevărat al bărbaților purtători de Dumnezeu, nu din pricina firii celei create și a celor din nimic, după care a început și a sfârșit de a fi, ci din pricina harului dumnezeiesc și necreat, care exista pururea mai presus decât toată firea și tot timpul, din pururea existentul Dumnezeu, har după care se cunoaște ca fiind născut întreg cu totul prin alegerea voii sale. Depășind prin cunoștință întreg timpul și veacul, lăsând cu o înțelegere superioară în contemplație în urma sa toate câte sunt după Dumnezeu, nezăbovind nici unul din lucrurile în care se observă sfârșitul, s-a născut din Dumnezeu prin cuvânt, în Duhul, între ființele dumnezeiești și fără de început și nelămuritoare ale lui Dumnezeu, prin rațiune după har, și poartă în sine nevătămată și adevărată asemănarea lui Dumnezeu care l-a născut, deoarece toată nașterea obișnuiește să facă la fel cu născătorul pe cel născut, căci ceea ce este născut din trup, trup este, cum zice Evanghelia, iar ceea ce este născut din Duh, Duh este. S-a făcut fără început și fără sfârșit, ca unul ce nu mai are într-o sine viața mișcătoare și vremelnică, ce are început și sfârșit și e tulburată de multe patimi, ci numai pe cea dumnezeiască și veșnică a cuvântului lui, sălășluit în sine, care nu-și are sfârșitul în nici o moarte. Deci, dacă păzim porunca lui Hristos de a iubi pe Dumnezeu din toată inima noastră, din tot cugetul nostru și din toată tăria noastră, atunci această iubire unește atât de strâns mintea noastră de întâia minte a Tatălui Celui Veșnic, încât mintea noastră devine ea însăși fără de început, îmbrățișând întreaga creație, întreg universul, într-un act unic, lipsit de extensiune, fără durată și fără limită.
Prin unirea minții noastre cu Dumnezeu, se realizează integral în noi planul Creatorului cu privire la noi. El se actualizează atunci atât de deplin încât nu mai subzistă în viața noastră vreo posibilitate nedezvoltată sau potență neactualizată. Viața noastră devine act pur după asemănarea lui Dumnezeu. Și fiindcă în ziua a șaptea Dumnezeu s-a odihnit, încheiindu-și toate lucrările sale, tot așa, după Epistola către Evrei, omul care vrea să-și realizeze vocația divină trebuie să atingă nemișcarea odihnei dumnezeiești, nemișcare desigur, dar nu pasivă, moartă, ci veșnic vie. E adevărat, niciun om nu atinge de plina realizare a acestei vocații în limitele vieții pământești. Aici e doar începutul ei. Plinătatea însă nu se va realiza decât după ieșirea noastră din această lume. În continuare vom cita din Epistola către Evrei. Pentru aceasta, frați sfinți, părtași ai chemării cerești, luați aminte la apostolul și arhiereul mărturisirii noastre, la Iisus Hristos. Hristos a fost credincios ca fiu peste casa lui și casa lui suntem noi numai dacă până la sfârșit ținem cu tărie libertatea mărturisirii și mândria nădejdii. De aceea, precum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă veți auzi glasul său, nu vă învârtoșați inimile voastre ca atunci, la răzvrătire, în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit, m-au pus la încercare și timp de 40 de ani mi-au văzut faptele. De aceea m-am mâniat pe neamul acesta și am zis, ei pururea rătăcesc cu inima și căile mele nu le-au cunoscut, așa că m-am jurat într-o mânia mea, într-o odihna mea nu vor intra. Unii pe alții îndemnați-vă în fiecare zi, atâta vreme cât putem să o chemăm astăzi, pentru ca nimeni dintre voi să nu se învârtoșeze cu înșelăciunea păcatului, căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos, numai dacă până la sfârșit vom ține cu tărie începutul ființării noastre întru El. Și cui i s-a jurat că nu vor intra într-o odihna mea, dacă nu celor ce n-au ascultat? Și vedem că din pricina necredinței lor n-au putut să intre. Așadar, atâta vreme cât ne-a fost lăsată făgăduința de a intra într-o odihna sa, să ne temem ca nu cumva cineva dintre voi să pară că n-a mai prins-o din urmă, fiindcă despre ziua șaptea astfel s-a zis undeva. Și în ziua șaptea s-a odihnit Dumnezeu de toate lucrurile sale, fiindcă cel ce a intrat într-o odihna lui Dumnezeu s-a odihnit și el de lucrurile lui, așa precum Dumnezeu de ale sale. Drept aceea, având un mare arhiereu care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să ne ținem cu tărie mărturisirea, să ne apropiem deci cu încredere de tronul Harului, pentru ca mila să primim și har să aflăm spre ajutor la vreme potrivită. Aceeași învățătură, după care desăvârșirea ultimă a omului nu se află într-un elan veșnic spre infinitul dumnezeiesc, ci în odihna de care vorbește Sfântul Pavel, se găsește expusă de către Sfântul Maxim după cum urmează. Întreabă unii, cum va fi starea celor ce se învrednicesc de desăvârșire în împărăția lui Dumnezeu? Va fi una de înaintare și de strămutare sau de identitate nemișcată? Apoi, cum trebuie să înțelegem că vor fi trupurile și sufletele? La aceasta ar putea răspunde cineva dându-și cu părerea că precum în viața trupească, rostul mâncării este îndoit, unul pentru creștere, iar altul pentru susținerea celor ce se hrănesc, căci până ajungem la desăvârșirea staturii trupești, ne hrănim în vederea creșterii, iar după ce trupul se oprește din sporirea în mărime, nu se mai hrănește pentru creștere, ci pentru susținere. Așa și în privința sufletului, rostul hrănirii este îndoit, căci se hrănește înaintând în virtuți și contemplații, până când, străbătând toate lucrurile, ajunge la măsura deplinătății lui Hristos. Ajungând însă la aceasta, se oprește din înaintarea în creștere și sporire prin cele ce sunt la mijloc, hrănindu-se nemijlocit cu ceea ce e mai presus de înțelegere și de aceea poate mai presus de creștere. De aici înainte, primind un fel de hrană nestricăcioasă, spre păstrarea desăvârșirii deiforme ce i-a fost dăruită și împărtășindu-se de dulceața nesfârșită a acelei hrane,
prin care primește puterea de a fi veșnic, la fel de fericit, devine Dumnezeu prin împărtășirea de harul dumnezeiesc, odihnindu-se de toate lucrurile minții și ale simțirii. Și deodată cu aceasta, dă odihnă și tuturor lucrărilor naturale ale trupului, care se îndumnezeiește și el împreună cu sufletul, prin împărtășirea de îndumnezeire pe potriva lui. Așa încât nu se mai vede decât Dumnezeu atât prin suflet cât și prin trup, însușirile naturale fiind covârșite prin natura slavei. În Dumnezeu, sfinții devin ca și Hristos, atotprezenți, atotputernici, atotștiutori. În Dumnezeu, omul e Dumnezeu și participă la tot ceea ce lucrează Dumnezeu. Trăiește însăși viața lui Dumnezeu, devine la fel de desăvârșit ca Dumnezeu însuși. Iubiților, spune Sfântul Apostol Ioan, acum suntem fii ai lui Dumnezeu și ce vom fi încă nu s-a arătat. Știm că dacă El se va arăta, noi vom fi asemenea Lui, pentru că îl vom vedea pe El așa cum este. Și tot cel ce are această nădejde în El se curățește pe sine așa cum acela curat este. Omul nu poate rămâne veșnic cu Dumnezeu dacă nu este asemenea întru toate. Sfântul Simeon, noul teolog, a proclamat adeseori acest adevăr. Astfel, în imnul 44, spune așa: fiind nestricăcios și nemuritor, Duhul lui Dumnezeu dă nestricăciunea și nemurirea, și fiind lumină neapusă, îi face lumină pe toți în care se sălășluiește, și fiind viață, dă tuturor acelora viață. Fiind de o fire și de o ființă cu Hristos și deopotrivă slăvit cu El, și fiind una cu Hristos, îi face și pe aceștia asemenea Lui, căci nu refuză stăpânul din pismă ca muritorii să se arate deopotrivă cu El prin har, nici nu socotește nevrednici pe robi să se facă asemenea Lui, ci are plăcere și bucurie să ne vadă pe noi făcuți după har, astfel cum este El prin fire, căci fiind binefăcător voiește să fim astfel ca și El. Căci dacă n-am fi întocmai asemenea Lui, cum am fi uniți cu El, precum a spus? Și cum am rămâne în El, nefiind ca El? Și cum ar rămâne El în noi, dacă am fi asemenea Lui? Deci, știind-o aceasta limpede, grăbiți-vă să primiți Duhul cel din Dumnezeu și dumnezeiesc, ca să vă faceți astfel cum a arătat cuvântul. Cerești și dumnezeiești, așa cum v-a spus Stăpânul, ca să vă faceți și moștenitori ai împărăției cerești în veci. Mărturisind îndumnezeirea firii omenești prin întruparea Logosului, nu pierdem din vedere faptul că, în cazul lui Hristos, e vorba de o îndumnezeire ipostatică. Se pune atunci întrebarea: cum poate natura căzută a omului păcătos să ajungă la statura deplină a celui ce s-a pogorât din ceruri, a cărui umanitate a fost lipsită de orice păcat? Nu există oare aici o diferență radicală între Hristos și ceilalți oameni? Nu trebuie să uităm că îndumnezeirea firii omenești, prin actul întrupării, nu exclude existența momentului energetic în îndumnezeirea umanității lui Hristos. Acest al doilea moment e deosebit de important, căci el arată că exemplul lui Hristos e realizabil și că, prin urmare, el este obligatoriu pentru toți oamenii. Dacă în concepția noastră despre Hristos, omul, vom pune accentul pe diferența radicală între el și noi, vom schimba prin aceasta întreaga noastră antropologie. În întrupare, chenoza lui Hristos ne așează în fața unui fapt surprinzător. Pe de o parte, începând din clipa în care acesta a luat asupra sa firea omenească, firea noastră, îndumnezeirea acesteia din urmă era deja împlinită, cum spune Sfântul Ioan Damaschin. Pe de altă parte, numeroase texte ale Scripturii ne arată că Hristos, omul, evita tot ceea ce ar prezenta caracterul unei auto-îndumnezeiri. Într-adevăr, vedem că în întrupare lucrează Duhul Sfânt. Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine, pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema, i-a spus Arhanghelul Gavril Maicii Domnului. Duhul Sfânt se pogoară asupra lui Hristos în clipa botezului său. Vorbind despre înviere, Scriptura spune:
Dumnezeu l-a înviat din morți și i-a dat lui slavă. În sfârșit, Hristos însuși spune: dacă mărturisesc eu despre mine, mărturia mea nu este adevărată. Altul este care mărturisește despre mine. Același moment se reflectă în actul nostru liturgic. Nu însăși cuvintele lui Hristos: luați, mâncați, acesta este trupul meu, și beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu. Nu aceste cuvinte sunt socotite sfințitoare, căci acest fapt ar avea caracterul unei auto-îndumnezeiri, ci aceste cuvinte sunt urmate de epicleză, de rugăciunea specială prin care cerem Tatălui să trimită pe Duhul Sfânt, în a cărui putere se săvârșește prefacerea pâinii și vinului în trupul și sângele lui Hristos. Hristos, care a fost întru toate asemenea nouă, a subliniat El însuși cu insistență umanitatea sa și îi plăcea să se numească Fiul omului. Din contextul Evangheliei reiese limpede faptul că Hristos nu folosea acest nume ca numele său propriu, ci ca un nume comun tuturor oamenilor. Dacă lucrurile n-ar sta astfel, fiecare ar putea spune la judecata de apoi: cum mă poți judeca? Cum poate fi oare echitabilă o judecată dacă condițiile de existență ale judecătorului și ale celui judecat nu sunt asemănătoare? Eu sunt slab prin fire și mic. În fiecare clipă amenințarea morții apasă peste mine, în vreme ce puterea ta este infinită și tu ești nemăsurat de mare. Așa că judecata ta este o judecată nedreaptă. Dar nimeni nu va putea spune așa ceva, pentru că nu Dumnezeu va judeca lumea, ci un om. Dumnezeu Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata i-a dat-o Fiului. Și puterea i-a dat să facă judecată, pentru că El este Fiul omului. Acest Fiu al omului, care e asemenea mie întru toate, și-a petrecut viața sa pământească în așa fel încât niciun alt om în întreaga istorie a umanității nu-i va putea răspunde că El, Hristos, s-ar fi găsit în condiții mai bune decât ale sale. Astfel deci, nici unul dintre noi n-are motive de a se îndreptăți, pretextând slăbiciunea firii noastre. Porunca lui Hristos: fiți voi desăvârșiți precum Tatăl vostru cel ceresc desăvârșit este, trebuie interpretată nu într-un sens relativ, ca indicare a unei anumite tendințe veșnice, ci într-un sens ontologic mai profund, ca mărturia posibilității realizării acestei sarcini după exemplul lui Hristos omul, care a împlinit El însuși această poruncă. După cum însuși mărturisește: eu am păzit poruncile Tatălui meu. Și a așezut de-a dreapta Tatălui, ceea ce în limbajul Scripturii înseamnă egalitatea cinstirii. Obișnuința ne-a făcut neatenți și aproape insensibili la cuvintele Sfintei Scripturii și adesea ne face să pierdem din vedere adevăratele lor dimensiuni. Momentele esențiale ale revelației divine trec adeseori neobservate, deși în realitate ele sunt răspunsul la aspirațiile noastre cele mai profunde, căci sunt conaturale ființei omenești. Se poate ca textele scripturistice și patristice pe care le-am citat și care vorbesc despre egalitatea și identitatea omului cu Dumnezeu să tulbure conștiința multor creștini, în realitate însă această tulburare n-ar fi decât indiciul faptului că ei înșiși, în concepția lor psihologică despre smerenie, n-au sesizat adevăratul conținut al revelației, potrivit căreia diferența între Dumnezeu și om nu va subzista în veșnicie decât în ceea ce privește ființa, iar nu în ceea ce privește slava și conținutul vieții dumnezeiești. Când reducem dimensiunile revelației divine privitoare la om, excludem prin chiar acest fapt posibilitatea de a atinge adevărata căință. Socotindu-se doar niște ființe slabe, oamenii își îngăduie și își iartă o mulțime de încălcări ale poruncilor. Considerându-se ființe inferioare lui Hristos, ei refuză în realitate să-L urmeze pe Golgota. Degradarea în conștiința noastră a planului Creatorului cu privire la om nu este însă o dovadă de smerenie, ci o rătăcire și chiar un mare păcat. Trebuie să avem curajul de a aborda conținutul revelației dumnezeiești cu fața descoperită și privind ca în oglindă slava Domnului, într-o aceeași icoană ne schimbăm din slavă în slavă, ca de la Duhul Domnului. Dacă în plan ascetic smerenia constă în a ne socoti mai răi decât toți,
în plan teologic smerenia dumnezeiască e iubirea ce se dăruie în întregime, fără rezerve. Cea din tâi comportă un element de comparație, e încă relativă. Cea de-a doua e în afara oricărei comparații, deci e absolută. Pe aceasta din urmă ne poruncește Hristos să învățăm de la El atunci când spune: învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Experiența milenară a vieții în Hristos ne arată că Dumnezeu se comportă cu noi ca și cu egalii Săi, neîngăduindu-și vreodată să se impună cu forța. Hristos spune: acolo unde sunt eu va fi și slujitorul meu. Dar acest lucru nu este adevărat decât dacă slujitorul îl urmează până la capăt, luând crucea sa. Dacă vom concepe mântuirea ca îndumnezeire, nu trebuie niciodată să uităm că ea este condiționată de viața noastră pe pământ. Și dacă aceasta nu este asemănătoare celei a lui Hristos, cum poate oare omul deveni asemenea lui Hristos în veșnicie, trecând pur și simplu prin moarte în lumea cea de dincolo? Potrivit învățăturii părinților, tocmai în măsura asemănării cu Dumnezeul arătat în trup, omul devine asemenea lui Dumnezeu în existența sa veșnică. Nu odată auzim în Evanghelie mărturia Tatălui dată despre Hristos ca despre Fiul Său cel iubit, dar iată că Hristos spune că toți cei ce săvârșesc voia Tatălui sunt iubiți de Tatăl așa cum este iubit El însuși. Dar nu numai pentru ei mă rog, pentru apostolii, zice Domnul, ci pentru cei care prin cuvântul lor vor crede în mine, și pentru aceștia mă rog. Și slava pe care Tu mi-ai dat-o, eu le-am dat-o lor, să cunoască lumea că i-ai iubit pe ei așa cum m-ai iubit pe mine. Părinte, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și cei pe care mi-ai dat, ca să-mi vadă slava pe care Tu mi-ai dat-o. Le-am făcut cunoscut numele Tău și li-l voi face, pentru ca iubirea cu care Tu m-ai iubit să fie întrânși și eu întru ei. Apostolul Filip i-a cerut lui Hristos: arată-l ni-l nouă pe Tatăl. Și Domnul i-a răspuns: cel ce m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Dar din înlănțuirea acestor cuvinte și întemeindu-ne pe alte texte ale Sfintei Scripturi, putem foarte bine trage concluzia că cine l-a văzut pe Hristos s-a văzut de fapt pe sine însuși așa cum trebuie să fie potrivit planului veșnic al Tatălui. Într-acest chip, zice Sfântul Apostol Pavel, ne-a și ales întru El mai înainte de întemeierea lumii, pentru ca într-o iubire să fim în fața Lui sfinți și fără prihană, mai dinainte rânduindu-ne ca, după buna socotință a voii sale, întru El, prin Iisus Hristos, să ne înfieze spre lauda slavei Harului Său, cu care ne-a dăruit întru Cel iubit.